Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un om din Cirene numit Simon și l-au selit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine! Astfel creația și-a condamnat Creatorul. Capul i-a fost străpuns de spini, mâinile și picioarele i-au fost pirunite, spatele i-a fost brăzdat de biciul romanului și coasta străpunsă de suliță. Toate acestea pentru ca omul să fie salvat.